la Ditocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Domnul Valeriu, cunoaștem că astăzi e o mare sărbătoare. E Crăciunul și e ziua dumneavoastră de naștere. Cu acest prilej, cineva ne-a telefonat și a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Să vă aducem acest buchet de flori, șampanie și bomboane pentru masa de sărbătoare. Vă rugăm chiar dumneavoastră să le țineți. Și vrem să vă întrebăm dacă intuiția vă spune cine pot fi autorii acestei surprize. Taia. Fica. Da, ne-a telefonat fica dumneavoastră și a solicitat această surpriză pentru dumneavoastră și ne-a rugat să dăm citire și mesajului de felicitare. Astăzi e o zi specială pentru noi. E ziua de Crăciun și e ziua ta, scump tătic, bunel și soț. Îți mulțumim că ești tatăl nostru și, indiferent la circumstanțe, tu știi să ne fii aproape, să ne mângâi sufletele cu dragostea părintească și un sfat bun. Fii sigur că avem cea mai sinceră și frumoasă urare pentru tine, care va fi auzită și din ceruri, căci orice cuvânt e picătură din sufletul nostru. Să ai grijă de tine, pentru că vrem să trăiești foarte mulți ani, să te simți împlinit alături de noi, să ne fii sănătos, în suflet să păstrezi cele mai fericite clipe și să ai în viață încă multe momente de bucurie și împliniri sufletești. Noi mereu îți vom fi alături. La mulți ani! Acest mesaj este semnat de copiii dumneavoastră, nepoții și de soție, care vă urează cu toții mulți, mulți ani înainte, cu sănătate. Le mulțumesc, mamă, de părinți, soție. Ziua ta de naștere, să fii sănătos, să ai mulți bani, să n-ai eșecuri în viață și să trăiești mulți ani. Eu mă rog, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu. Că a muncit, că a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Eu mă rog, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască tatăl meu. Că a muncit, că a muncit o viață întreagă pe noi mari ca să ne vadă. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă-nchin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare.